stimă, onoare, cinste și respect. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Ardelean Alexandru. Am fost jucător de basket pentru un număr de ani la nivel de juniorat, la nivel de seniorat. Am jucat un an de zile inclusiv în Statele Unite, la nivel de liceu. Sunt antrenor de basket de 9 ani. Antrenez în cadrul clubului meu, la momentul de față, unde sunt și organizator, președinte. Acum, foarte important de specificat este faptul că eu nu mă consider un expert în niciunul dintre aceste domenii, nici în măsură ca jucător, antrenor, organizator. Însă, ce cred că îmi oferă este o perspectivă unică asupra basketului, ca nivel de sport, ca nivel de concept. Și vreau să folosesc această experiență pentru a dezvolta în mare parte basketul la nivel de tineret, dar bineînțeles pentru a genera discuții în jurul acestui sport frumos. Acesta este și motivul pentru care m-am gândit să fac această serie care se va direcționa pe ceea ce presupune tehnica corespunzătoare, exerciții pentru dezvoltarea acestor tehnici, perspectiva asupra jocului și conceptul sportului, basketului, în contextul unei piețe libere, să spun așa. Am încercat să mă documentez cât se poate în ceea ce privește o perspectivă de ansamblu, însă în aceeași măsură nu spun că ăsta este singurul mod în care se pot face lucrurile. Asta este părerea mea și o să fiu atent în ceea ce privește și comenturile voastre și telefoanele pe care le am cu fiecare dintre voi despre cum am putea să îmbunătățim la nivel național aceste lucruri. Chiar dacă la nivel de juniorat nu vom folosi anumite lucruri, pe măsură ce mergem din ce în ce mai sus, adversarii devin din ce în ce mai buni, tehnica trebuie să fie foarte, foarte rafinată, astfel încât să putem să facem față la nivel de senior. Ceea ce privește limbajul, mulți termeni pe care îi folosesc vor fi din engleză, mai ales datorită faptului că o bună parte din educația mea basketbalistică a venit din Statele Unite, unde particip la campurile anuale. Pentru mine este foarte important însă să exprim cu lejeritate anumite procedee, anumite concepte pe teren. Această serie este dedicată tinerilor basketbaliști.